DFM de dimineață cu Marius și Alex. Ei bine, da, luna plină, s-a auzit tare coloană sonoră, îi mulțumim lui Liviu Teodorescu pentru treaba asta, nu de altceva, dar noi ne trezim cu luna plină. Da, serios? Da, când venim aici la noi, noi venim cu luna, plecăm cu soarele. La voi răsare luna, da. Și vedem și partea plină a paharului, totul cu plin la noi. Totul ce cu tare. Plin și totul pe mare, este un invitat atât de mare astăzi, mai ales că ziua continuă și la București Molvitan de la ora 19. Abia aștept. Vorbeam noi politic aici, dar nu vă spunem ce vorbeam. Cred că autoritățile se gândesc serios să-ți construiască și ție un stadion. Da. Asta ca să poți încăpea. Pe post de casă. Da, pe post de casă. Bineînțeles că stadionul va fi probabil pentru tine dacă te așezi pe un scaun de la de bar. Atunci încapi. Dacă da. Nu, asta e. Da, continuăm da. Seria de glume pentru da, înălțimea lui Liviu Teodorescu. Știi cum ai ajuns să deci iei locul? O serie întreagă. O să iei locul lui Fuego la glume. Băi, nu, serios, dar el știe de fiecare dată când a venit. Ce trebuie să ai la tine când te duci la un concert? Un scaun, nu se știe niciodată în spate, dacă nu nimerești în spatele lui Liviu Teodorescu. Adică avea foarte multe. Știu că ai câteva bune despre tine. Știu cum ai zis la un moment dat una mișto cu tine. Știu. Cu înălțimea. N-ai de-astea, ești atât de înalt încât știi vreuna de-asta bună? Nu vine niciuna. Nu? Nu. Ești atât de înalt încât semeni cu Liviu Teodorescu, știi? Da, adică da. Ce mai dăm faci tu? Ce faci? Ce mai făcut de când ce n-am mai să fac? Văzut? Adică noi știm ce ai făcut, dar să le spunem și celor care toată ziua, bună ziua, alergătură, muzică, studio, concerte. Sunt foarte fericit că sunt foarte plin și foarte plin, mă rog, foarte, foarte ocupat. E plin de plin ele, nu, prea sunt. Nu de ele, e plin de ele. Un om plin. Da, nu prea sunt plin. Aseară stăteam afară. Bă, dar s-a făcut foarte frig afară. Da, chiar s-a făcut. Și stăteam aseară afară și eram cu un prieten care era mai făcut, așa, mai știi? Corpolent, da. Exact, și mi-am dat seama că eu leșinam de frig și ăla n-avea nimic și era în tricou, știi? Și eu aveam o bluză și mă uitam la el și zic, bă, dar cum le asta? Zici? Eu stăteam, dădeam din picior, mă mișcam. Vezi, dacă nu treci pe jumări la micul dejun, cum face noi, da, o ceapă. Mici. Adevărat. Mici. Noi vorbeam mai devreme de... Ai mâncat mici la 6 dimineața? Bă, nu mai mănânc carne, dar... Deloc? Deloc, nu. Serios? Da. De când? Mai Vlad? Da, se face un an. Prin noiembrie ceva. Îi facem de un an lui Liviu care a trecut în lumea celor vegetarieni. În lumea celor care nu mănâncă carne. Și ce mănânci? Mănânci brânză, ouă? Da. Deci ești lacto, octo? Ova lacto, da. Ova lacto. Da, bine, nu, mă, am renunțat pur și simplu așa din... N-am mâncat o săptămână, mi-am dat seama că n-am niciun fel de problemă cu asta. Și am zis, bă, dacă n-am mâncat o săptămână, ce-ar fi să nu mai mănânc o perioadă? Și perioada aia s-a extins la un an. Am înțeles. Nici n-am de gând să mănânc. Asta înseamnă că în casa aia nouă ți-ai luat un frigider mai mic? Nu. Nu? E tot la fel, doar că e plin cu alte chestii. A, cu legume, cu nebunii. Prosecco. Nu știu, zice în genul. Da, gen raftul de sus este ocupat cu... Ce faci? Cum e cu ăla? Cum e la casă nouă? Wow, e foarte bine. E bine de tot. Stai un pic să... Mai ales dacă ai și pisică. Ai și pisică? Da. Păi pisica vine întâi să testeze canapeaua aia, dacă e bună. Și ai, oricum a făcut-o franjură, adică nu vă imaginați. Deja? Da. De cât timp te-ai mutat? Aproape. De vreo 2 luni jumate. Vecini? Așa. Distanță cât? Stai, e casă pe foarte... pământ sau e... E casă pe pământ, casă da. Casă pe pământ. Și că... în București, pe la Progresul. Ok, de genul. Nu, mă gândeam așa, că sunt, poți mai fi vecini ăștia cârcotași, care nu te lasă să repeți, să cânti, da, să... Ai de ăștia... N-am treabă, nu. Okay. Nu, e bine că n-am casa lipită de nimeni. Da, ai pot să țip cât vreau eu, să da. Câte camere? Cum arată? Ai descrie-ne așa. Păi, intri în casă, da. E living-ul jos, okay. Toată partea de jos și cu bucătăria. Da. După care urci la etajul 1, e dressing-ul și cu camera. Dressing-ul bănesc e mai mare al tău decât al ei. Bă, nu, e un dressing împărțit în două. Deci are cam egal. 25 de metri ceva. E a, mare, bun, e bun, de mare, e bun. Da. După care la mansardă sunt tot așa, două camere și o terasă. Păi hai că ne mutăm, e ok. Perfect. Și noi da, unde? Dar chiar aveți unde, la mansardă, e foarte la mansardă? Bine, doar că iarna e frig și vara e foarte cald. Da, asta e problema cu ultimul etaj. Ți-ai făcut ceva, un spațiu creativ așa în mansardă? Care e locul tău preferat din casă? Bai. Studioul, care nu e casă. Băi, vezi că eu am văzut la cei de la Outcast. În living, da? Da, living. Okay. Ai niște planuri așa, vrei să decorezi într-un anumit fel? Ai vorbit cu un arhitect sau pur și simplu? E cel mai simplu posibil, dacă am scos alea 3 lucruri care sunt puse acolo, gen zici că nici nu m-am mutat. Da, am preferat să fie foarte simplu, știi? Că ești nu... full de booked, așa. Deci, da, exact. Nu prea ai timp să te bucuri de casă, cred. Da, exact. Dar ajung seara și mă bucur foarte mult. Da. Draperiile sunt foarte mișto. Practic asta contează. Și draperiile, canapeaua. Ce vezi înainte să adormi? Draperiile, luat un televizor de la, da, un televizor de la neam prost, să pot să mă uit la filme ca... Ca bă, la cinema. Cine nu-și dorește un televizor de neam prost? Da, neam prost, da. Dar adică pentru 5 metri de distanță mi-am luat unul de
Exact. Da, deci, da, până la urmă 189, îl da, văd, de ce nu proiectezi direct pe perete? Îl văd pe Cristiano Ronaldo. Adică faci o cameră asta, de... Da, ea, trebuie să-ți faci condiții de lumină. Să da, faci și asta e. Când văd, îl văd pe Liviu Todorescu la televizor, îl văd în stare naturală, așa, direct la televizorul afară. Direct în casă. Exact cât trebuie. Și totuși, urmele din casă, cine le ștergi? Aoleo... Și amândoi le ștergem, să știi. Da? Da, nu suntem de ăia. Adică eu nu sunt de ăla să zic, bă, femeia trebuie să facă. Și nici ea nu e de aia care să zică, bărbat, să facă amândoi? Că mai nou e și asta. A. Da, amândoi, amândoi. Gătiți? Da, da, da. Bucătărie open space mult, sau... Nu e open space, nu. E o parte de cooking și o parte de dining. Aha, practic. Nice. Da, și ca să nu se amestece mirosurile foarte tare. Ce ai gătit ultima oară? Sau mă rog, omletă, cea mai recentă oară? Omletă. Omleta din nou? Da, cam asta știu să fac. Dar fac o omletă, bă, bună, mă. Chiar păi să știi bună. Că e o chestie spectaculoasă pe care am discutat-o cu oamenii de-a lungul timpului și nu mă înțeleg. Sunt trei lucruri pe lumea asta. Așa. Hai, pot să fie două, dar trei. Bă, niciodată cartofii prăjiți nu ies la fel la altcineva ca la tine. Da? Da. Adică fiecare, deși e același ingredient, ai ulei, ai un... Și o tigaie, ceaun, o tigaie da. Și cartoful, da? Și cartofi, da. Nu e așa că ești de fiecare dată diferit la altcineva. Unul îi face mai da. Zdrențuroși, altul exact. Îi taie altfel. Eu cred că e tigaia de vin. Să-ți iei tigăi. Venim cred la casă nouă cu tigăi. Știi ce mai contează, cred? Contează cât ulei pui. Cred. Și asta contează. Da, și ce mai contează? Cât de gros tai cartoful și cât timp lași. Că se pătrunde poate mai greu dacă îl tai mai gros. Eu am trăit, teoria cartofului am trăit prăjit. O viață întreagă în țara care are monumente cu cartofi. Da. E unul la Liești, cât Casa Poporului am de mare. Am mâncat să știi de la Antoan. Da? Antoan, zic bine? Da. Ăla cu cartofii faimoși. Da, 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 la Liești, mă rog, friții. Nu, friți. Mă, frit. Nu friții aia, da? N-ai zis ca să nu fim luați la bani mărunți. Cartofii prăjiți belgeni sunt celebri, dar știi cum îi gătesc? Iau o metodă diferită, de-aia ies așa buni. Yes. Ei nu-i gătesc dintr-una. Da, stai mă că îi lasă, îi înțelegi? Scot, deci îi scot... Da, mă, sunt niște metode. Da, e și o metodă, depinde și oricum cantitatea, cât e cantitatea mai mare, cât este mai bună mâncarea, știi? La restaurant, da, în ceaun, ciorba aia. Exact. Poți te chinui acasă, nu iese ca ciorba de restaurant. Licioară. Și cu omleta e același lucru, da. Iese mereu așa și cu diferit. Cartofii, știi? Cum îi tai, cum ai spus tu, grosimea, uleiul, da, exact, baia de ulei și de stadiul la care îi ridici, îi lași și după aia îi pui iar. Și bineînțeles contează și urmele pe care le lași pe aragaz, pe ramături, pe, da. Pe tot ce trebuie. Trebuie să te obișnuiești cu treaba asta. Da, da, n-am conștientizat până acum. Se face un haos în bucătărie. În piesa ta nouă bănuiesc că nu la urmele alea te referi. Nu la cartofi prăjiți. se referă la urmele alea din suflet, știi? Și oricât încerci să le ștergi pe alea din afară, rămân alea din suflet. Și practic poți să faci tu curat, imaculat în jurul tău. Am primit un detergent de la tine. Da? Da. Știi că... cu el. Dar să nu le înghiți, să le ștergi pe alea păi pe asta suflet, zic, dacă știi? Ai zis că nu, sunt urmele din interior, nu mergi și pe interior, că eu am încercat deși un pic. Deși arată așa ca o bomboană, pare că arată așa. Nu, nu, pare bun așa. Și miroase așa. Mai știi când mâncam lipici, când eram mici, nu știu dacă tu mâncai lipici. Da, bă, am încercat multe alte lucruri, lipiciul mi-a scăpat, dar putem oricând. Da, lipici din ăla cu lămâie, cu miros de lămâie, dar avea un gust, îl mâncam. Vezi. Da, da. Așa și cu ăsta. Vrei să mâncăm auzi? Asta împreună, să mâncăm cât un de ăsta? De acolo ai tu lipici. Ia la asta, dar unul întreg. Lipici la fete, așa. Și hai să le povestim oamenilor ce se va întâmpla la București Molvita. Ia și tu unul, Alex. Nu mai vreau, că am mâncat o cutie. Hai, ia unul. Ia aici că trebuie să vorbim da. Toți așa. Nu mai vreau, că am mâncat o cutie și abia aștept să vorbim tot. Cosmin, dar nu e frumos să vorbim care în mână. Te rog, așa. Deci, mâncă-l pe tot. Și după aia povestești oamenilor cum va fi la Mol, dar pe tot. Hai. Nu am mai cu omul, vezi, se îngrașă, ai vrea că mai mâncă carne. Bă, o să fie foarte mișto. Da? În seara asta de la ora 19. Da? Am dat pe microfonul mare de așa. Așa? Așa. Ne vedem, cântăm. Eu nu știu ce să fac. Și ce mai facem? Ne simțim bine. Deja. Bă, dar o să te încerc. Nu, nu. Așa. Astea sunt atât de nasoare încă nu pot să le mestec, efectiv. N-am văzut ca o cremă, ceva, dar zici. Uite, nu. S-au zis și voi. Luați și voi, poftiți. Așa. Gata. Deci cântăm. O să fie foarte fain. E bun. Aha. Cântăm, ne distrăm. Și după aia ce să facem după concert? Adică tu mai poze, când? Zic eu. Se poze. Va face un șir așa, o facem. Coloană în șir indian și se vor face poze cu Liviu Todorescu. Da. Nu e problemă. Eu iau și acasă. No. De la ora 19, să nu uitați, da, la București Molvitan. Da, 19.00 Molvitan. Nu, dar vreau să facem... Decât să bem? A fost vegetarian challenge. Da. Cum era să aibă carne așa, mai concerte ascunsă. În viitor apropiat, ce urmează? Da. Urmează destul de multe baluri. Duminica am la Breaza, săptămâna viitoare am pe la Suceava. Cel mai bine uitați-vă la mine pe Instagram, Liviu Todorescu pe Instagram, puteți găsi okay. acolo absolut toate detaliile. E adevărat că anunț mai din scurt, dar anunț. Și dacă e în orașul vostru, practic
100% aflați din timp, pentru că poate se pun afișe. E vreun oraș unde n-ai cântat? Mi se pare că ai fost în absolut toate locurile. Nu cred că e un oraș. Gândește că eu am fost și în La La Band înainte să încep o carieră solo. Și cu La La Band oricum fusesem prin toată țara. După aia eu când am început singur le-am luat iarăși la rând pe toate. Știi când privești așa Instagramul lui Liviu Teodorescu, totul pare colorat, totul pare frumos, totul pare, uite, se plimbă, are fanii, cântă muzica. Hai să privim un pic și partea aia din spatele acestei vieți frumoase de pe Insta. Ai momente așa când obosești și tu, adică să zici, bă, îmi doresc doar să fiu la mine acasă în cadă. Da? De la ora 19, în seara asta de la ora 21, că după ce terminăm, okay. Îmi doresc foarte tare să fiu acasă, orice ar fi. O zi nicăieri din viața ta începe acasă. Pe la ce oră? Pe la ora 7:30 dimineața. Da, deci nu ești tocmai o persoană, nu ești artist din ăla de se trezește la 12. Am fost și artist din ăla. Zi repede, dacă ar fi așa să răspunzi în 5 secunde fără să te gândești prea mult, da. Un artist din afara țării care ai cânta acum? Acum, Ed Sheeran. Ed Sheeran? Da. Ai fost la concert? Nu. Aveai tu concert. Fost. Dar el de ce n-a fost la concert la tine? Păi asta mă întrebam și eu și de asta nici nu m-am dus. Corect. Bă, ăsta vine la concert, nu vine. Atunci nu merg la nicio. Concertului. Ed Sheeran. Și deci. Am și scris pe Facebook. Bine, nu știu dacă a văzut, da? Băi, Ed. Băi, Ed, vezi că Eddie. Nu vine. Eddie, ediție tati. Ediție la... limitată. Exact. Așadar, urmele se aud și se văd, mai ales la un moment dat. Aveți grijă la urmele de pe cămașă, aveți grijă la urmele de pe suflet. În seara asta? Da, și iar, seara asta lăsăm urmele la Molvitan de la ora 19. Lăsăm urme. Lasă-mă să spun asta. În seara asta, cu mic, cu mare. Nu, cu mici, cu mare. Cu mici, cu mare. Dacă vreți așa, Liviu Teodorescu în București, Molvitan de la ora 19. City Vibes by București FM. Deocamdată ascultăm urmele, Liviu. O cânti din seara, să știți. Diseară venim cu altceva. E a doua oară când o cânt live. Da? Doua, da, de când am lansat-o. Da, bun. Păi atunci, știi cum e, a treia e cu noroc. Da. O cânti tot la noi, te mai invităm odată. Păi o dată. Nu, că mai cânt eu azi odată înainte și ca la voi să fie a treia. La noi a treia, perfect, gata. Aia zic. Așa facem. Urmele se aud chiar acum. BFM de dimineață, ținem de 6 până la 10. Ne auzim mâine, pa, pa. Ciao.